scopii, ești copii. Nu are alt scopii. Reunirea puterii acestei alianțe. Nu vorbim de Trebuie să fii nebun, trebuie să fii nesimțit, să ieși cu un referendum mai tâmpit decât toate tâmpenile lumii, să ceri de la popor. Să ceri de la popor voie ca tot tu în Parlament, după ce ai arătat vă 2 ani și jumătate că nu ești capabil să alegi președintele, să-ți dăi voie poporul să-l alegi. Ție, impostorule și nerușinatule, tu care n-ai măsură, tu care n-ai dreptul să conduci acest popor, tu îți ceri voie de la popor din nou, îți bat joc de dânsul. Lucru, ca și cum te-ai adresa unui om să-i spui: băi, ridică-te troista că eu vreau să-ți dau cu dânsul în cap. Locul lor nu e în Parlament, nu e în conducerea țării. Locul lor este la pușcărie și la casa de nebuni. Câți oameni de raion vor merge duminică la protest? Nina Ungureanu a fost rugată de directoarea Colegiului Pedagogic Orhei Vasile Lupu să nu scoată studenții la protest. Administrația căminilor Universității Agrare de pe strada Mircești-Chișinău a interzis accesul în cămine altor persoane, în afară de studenți, iar aceștia nu au avut dreptul să iasă din cămine sau să meargă la colegii din căminile vecine. Cezar Salagor, organizatorul din raionul Râșcani, a fost contactat sâmbătă, orele 8.40, de către vicecomisarul raional de poliție Râșcani și întrebat câți protestatari merg la Chișinău, de unde, când se pornesc
și așa mai departe. Tudor Moscalu, organizatorul de la Drochia, a fost contactat de comisarul raional de poliție și întrebat de acesta când și de unde pleacă oamenii și dacă totul este normal. Simeon Guțu, organizatorul de la Bălți, a fost contactat de capitanul Cojocaru din comisariatul Bălți, care la comanda comisarului s-a interesat despre plecarea protestatarilor către capitală, la fel câți vor fi, unde vor merge și cu ce. Petru German, organizatorul de la Sângerei, a fost contactat sâmbătă seară de către șeful secției prognoze din cadrul comisariatului de poliție Sângerei, care s-a interesat despre numărul persoanelor care pleacă, cum și cu ce transport se vor deplasa. Oh, my God.